Dragi prieteni, astăzi eu cu mama mea am să pregătesc ouăle de Paști. Și vă știu că ați pregătit, dar vă arăt cum se face într-un fel. Deci avem aici 4 culori. Nu vă dați seama ce culoare e asta, roșu sau galben? Eu îmi dau seama că e galben, ăsta roșu, galben, verde și albastru. Astea o să fiu culorile și culoarea mea preferată care o să o pun e galben. Acum o taie mami și am să o pun aici. Vedeți cum s-a făcut? Este ca sângele. Dragi prieteni, am pus 5 ouă aici, vedeți voi, pentru că, uitați, e fierbinte apa, niciodată să nu băgați degetul apă fierbinte, că poate să vă curgă sânge și din ouă, dar nu vorbim despre asta. Trebuie să le mai lăsăm câtva și apoi se fac. Dragi prieteni, am îngălbenit ouăle. Asta cam este cea mai îngălbenită pentru că arată ca un ou, dar mi se pare că arată destul de bine. Acum am pregătit culoarea pentru ouăle albastre. Vedeți? Și haide să răsturnăm. Oh, ce bine arată!